dați nevoie să declarăm deschise cea de-a patra ediție a Concursului Mărinților. O manifestare devenită deja de tradiție pentru centrul nostru. Încercăm an de an să votăm cât mai mult din creșterii populare, cei care încă mai păstrează metodele vechi de confecționare a acestor mărinților. Le mulțumim celor care au venit, unul dintre ei chiar de foarte departe, din județele Mureș, Arghita. Ne mai spunem de cei care ne onorează cu prezența lor prin județele vecinate, pe care am Iași, Suceava, Neamțul, tași și meșterii din județe Botoșani. Le mulțumim, deci, încă o dată pentru această prezență și le asigurăm de toată susținerea noastră în păsarea acestor vechi tehnici de modelare. Ținem de asemenea să mulțumim în mod special doamnei viceprimar doamna Pascu, care ne-a susținut în primul rând în organizarea acestei activități, de aminte un efort pe care îl face în mod tradițional. Încă vine și domnul prefect, o să-i mulțumim și lui de asemenea pentru prezență când ajunge. Trebuie să precizez faptul că un efort deosebit l-a avut referenta noastră, domnișoara Margareta Mihalache, pentru care ținem să o felicităm la de fiecare dată. Așa. Domnule prefect, vă rugăm să veniți printre noi. Cumpărăturile după aia. Cumpărăturile la final. Sau, mă rog, eventual cadou. Vă rugăm să veniți. De asemenea, mulțumim. Dar nu se... Vă rugăm. De ce? Mulțumim. Da, asta poate e o poziție. Veniți, vă rugăm, dar nu se cade. Avem. Și de asemenea, mulțumim și colegilor directorilor instituțiilor de cultură din județul Botoșani, care de asemenea ne onorează cu prezența lor la fiecare acțiune. Domnul Vechi, cred că sunteți un om care ați remarcat de fiecare dată tot ce înseamnă cultura tradițională și știți că vă place. Un cuvânt de bun venit, meșterilor. Bună ziua tuturor! Mă bucur că meșterii populare au venit și în acesta produse care să vă oferim celor dragi. Eu vă urez să spor la cumpărături și să dorim și lor la vânzare. Să dorim să dăruim celor dragi cu toți. Bună ziua! Am venit la Botoșani. Mă bucur că și în acest an mărțișorul este adus de dumneavoastră meșteri populari din toată țara. Suntem din nou noi, botoșănenii, privilegiați de a admira, de a cumpăra și de a avea în casele noastre lucrurile pe care dumneavoastră le lucrați cu atâta măestrie. Vă doresc din tot sufletul ca fiecare exponat, fiecare mărțișor pe care dumneavoastră îl aveți astăzi aici și în această perioadă, să ajungă în casele, în pieptul botoșănenilor și să fie permanent admirate. Bine ați venit la Botoșani și de asemenea vă doresc să vindeți toate lucrurile frumoase pe care dumneavoastră le-ați adus la Botoșani. Mulțumim pentru așa cum am discutat cu cei din administrația primăriei, va rămâne ca această zonă a Petenalului Unirii să rămână pentru tot ce înseamnă activități ale culturii tradiționale. Pentru că e deja o zonă simbolică. Și sperăm în sensul ăsta să avem toate de administrația de parte. Mulțumirea noastră încă o dată și dăm cuvântul celui care a fost cheie în această parte. Mă bucură foarte mult faptul că instituția mea oferă continuitatea acestei manifestări. Bănuiesc că această bucurie a mea nu este una de tip inutil, deoarece această manifestare face trimitere directă către spiritualitatea românească și către simbolul românesc. Conotațiile acestui simbol românesc sunt multiple. Romulus Vulcănescu, de altmiteri în mitologia română,
prezintă acest personaj devenit